Înainte să înceapă clipul, te-aș ruga să dai click pe butonul de subscribe și pe clopoțel dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă nou pe canal. Salutare prieteni și bine v-am regăsit alături de voi, care obicei este Draco și astăzi jucăm ceva super super tare. Bă, jocul ăsta e făcut de românașii noștri și o să vă dați seama de ce, n-o să vă spun decât la momentul oportun dacă nu vă dați voi singuri seama. Ok, hai să-i dăm un start, băieți. Eu am jucat foarte puțin pentru a vedea cum funcționează toată șmecheria. Ok, și hai să schimbăm povestea. Schimbăm povestea, bă, dăm a new tale. Jocul ăsta e super, de mult nu m-am mai făcut. Ia auziți. Auziți beat-ul? Bun. Dăm, schimbăm povestea, îi dăm continuă. Jocul ăsta se bazează pe povești. Ia, boys. Bine, da. Your counsel I need. Consiliul vrăjitoarelor. Băi, după ce mi-am dat eu seama, vrăjitoarele de aici reprezintă ursitoarele pe care toți le avem la naștere. O chestie luată tot din folclorul nostru, bă. Țarul a ieșuat testul vrăjitoarei. Și totul e în rime, mă. Deci toată povestea e în rime. E atât de tare făcută. Bravo, băieții noștri. Au alungat-o. Au vrut să o alunge. Voi pleca. Dar ascultă la mine. Cum îi vei trata pe alții, așa vei fi tratat și tu. Da. Will be around when your throne turns to muck. Da, noi suntem blestemați oarecum și îi vom aduce ghinionului și al regatului. Ceva de genul. Și vrăjitoarea fum se făcu. E foarte șmecheră, frate, pentru că în jocul ăsta ne putem alege viitorul, să zic așa, adică ne putem alege acțiunile și asta va influența viitorul. Ivan, fierarul, bă, who's missing arm, bă, deci e genial, adică e făcut atât de șmecher, mă, n-ai cum. Deci se completează una pe alta, e super șmecher. Da, împărate, ia să vedem. Și acum avem de ales, mă, cum să răspundem. Yes, Lord, puncte, puncte, I have a name. Yes, Lord. Da. Nu sunt urmărit de un nenoroc, cum ar veni, de ghinion, cum ar veni. Everything you create shatters to dust and you bring misfortune upon us all. Hmm. Let me explain. Hai să vedem. Hai să explicăm cum stă treaba. With my baba. Needles broke again. Would you make your poor old grandma some new ones? Cu siguranță, bunico. Sure, baba. Ce-mi place de Ivan și cum vorbește el. I just need to find some enchanted iron. Enchanted iron. Avem grijă, baba. If there's misfortune in the world, I haven't met it yet. Oh, and if you're out there. Păi, jocul ăsta într-una mă face să zâmbesc, e atât, îmi dă o stare atât de faină, mă. Și auziți numai melodiile, băi, deci pe fundal. Dar pentru cei care nu știți, se află coloana sonoră de la coloana sonoră. Se află niște melodii special făcute pentru băieții ăștia de subcarpați. Ia, dacă nu știi cine sunt subcarpați, nu știu ce e cu mine dimineața asta, la, căutați-i pe YouTube pentru că merită. Haide să dăm un exit și hai să vedem. Jocul este de genul ăsta, mă, deci e super șmecher. Nu e cine știe ce ca și grafică, dar se mișcă genial și e făcut genial de băieți. Avem ciocanul lui Ivan, bă. Și putem să îl aruncăm. Hop, auziți numai cum sună. Deci e genial, îmi dă o stare atât de bine melodia de pe fundal. Ok, trebuie să zdrobim cu ciocanul, Și acum trebuie să facem un dash. Dodge, haide. Îți șmecher. Și acum avem, ne învață tutorialul de la Throwhammer și alte nebunii. Hai să vedem.
Op. Lupii, bă. Au venit lupii. Și acum a intrat altă melodie, tot la Subcarpați. Haide, deci e genital, bă, genital. Și joc, genul ăsta de gameplay, de mecanică, e super. E genial, e genial. Per total e genial făcut. Sper să vă placă și vouă, bă, adică chiar vi-l recomand să-l jucați, pentru că e super șmecher făcut, frate. Putem sparge asta? Parcă nu putem, nu putem. Bun. Și acum a venit vrăjitoarea, Dear Traveler. What brings you here to Nicole's place? My grandma at the door to go and find some magic ball. Oh, deci totul e în rime, frate, super șmecher. How do you feel about your luck? About your luck? Ok, o să selectez I don't believe in luck, bad luck doesn't exist. I curse bad luck. Bad luck is for the weak. I don't believe in luck. That's just in tales. Hard work and patience never fails. Exact, niciodată nu vom da greș. Da, 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 nu credem. Ai văzut bine. Mhm. Nu, 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 nu vom fi your dinner. Ce îmi place cum vorbesc eu. Your dinner? And I will have you on my plate. Nu, mersi, nu vrem să fim pe farfuria ta. Bad luck is real. This is my name. And you're my meal. Cât ești maker, bă. Oh, 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 un mini boss fight aici. Hai să o batem. A cunoscut o vrăjitoare și avea nasul. Oh. Hop, hop, hop. Bă, deci se integrează atât de șmecher melodiile, frate, deci forță, deci băieții noștri sunt geniali. I'm tired from the fight. I swung my hammer with my might. Boom. Her head. She laughed at me. S-a spart. So I just ran. I ran away. I had no time to stop and pray. Genial, mă. In a tree, a golden axe was there for me. But as I grabbed and said, "What luck?" I realized my hand is stuck. She raised her deadly knife and tried to rob me. Și acum ne taie mânuța, nu? Așa a rămas Ivan fără mânuță, bă. Și introduce lucruri din basme, bă. E genital, de mult voiam un joc de genul, de mult voiam un joc de genul. But right behind I heard a crash and then I fell down. With a splash. As I blacked out, I heard a shout. This one is mine now. You get out. You get out. Mi-a luat mâna, bă. Deci ne-a luat mâna. Ne-a furat mânuța acum vrăjitoarea. Vrăjitoarea asta e înțeleaptă. Chiar sunt curios, bă, dacă vă place jocul și dacă vreți să-l jucăm pe streamuri, pentru că e destul de fain, bă. Bun, hai să vedem ce a rezolvat cu țarul. Da, chiar e o poveste tristă. For this, I should banish you. Nu mă pedepsi. Ok, vor să ne izgonească. Da, nu ești nemilos. Nu, nu, nu. Ne dă o șansă. Mhm. Vrea ceva prețios ca să ne ștergem reputația. Strength behind measure. Ok. Dacă ne întoarcem fără, ne vor arunca, ne vor izgoni. I need money, what? As you wish. Bă, deci după cum dorește împăratul. Yes, my tsar. Your commands must be followed. I am on my way. Go now. Return only when you can give me strength. Ok, am înțeles, țarule. Uite aici capetele, bă. Uite niște capete de un urs și un lup, dacă nu mă înșel. Hai să-i dăm înainte, mă, băieți, să-i dăm înainte. Bun, și acum mergem la noi în sat, bă. Vai cât de fain arată baba. Ivan, my dear boy. I heard what happened. That wretched sir sending my boy away. Da, știu. Instead of finding a wife. Uf, dar baba, ca să știți, are ceva cu noi. Vrea neapărat să ne găsim o nevastă. Deci îmi place. No time to waste, my task is set. Though it seems impossible, I must do what must be done. Listen, my dear boy. I know of a tale. Okay. A story long lost. Unable to make you strong. That makes you strong as an ox. Interesting. I think you could take that fruit to the Tsar. Yaga knows about it and she's never far.
An apple. How can an apple give strength? Yes, Ivan. A golden apple, deci un golden apple, un măr de aur ce ne va da putere. Straight from the branch. Only one apple ripens every 7 years. Maybe it is time now. Baba Yaga will know. Find. Deci trebuie să o găsim pe Baba Yaga. Ok, Baba Yaga. O vrăjitoare foarte puternică, ascunsă în adâncurile pământului. Ok. Casa e la picioarele unei găini, ok. Înțeleg. Ce-mi place pisica? E un schelete pe o țepușă. Îmi place. Băi, deci în continuare e genial cum vorbesc în rime. She will give you good advice if you find her. Ok, ne va da niște sfaturi bune dacă o vom găsi. Ok, I will find her. I will go to Baba Yaga. Wish me well. I am glad you are listening, but I hope you do not want to go empty-handed. Ok. It is said the best gift for her is a wormy bone and a cloth with a poor man's sweat. Deci vom avea nevoie de un os și de niște haine de la un om sărac. Ok. Vorme? Where could I find the graveyard? The graveyard. Ok, deci vom merge la cimitir și vom vorbi cu Undertaker, nu Undertaker din Undertaker din WWE. Yes, that one. Ok, hai să mergem și ok, I shall go. Baba. Oh, copex. Ne-au dat niște bănuți, bă. Mersi frumos, baba. Mersi frumos. Hai să trecem peste pentru că deja am trecut. Ok, deci putem face arme. Ok. Ok, lasă-mă cu nevasta. Hai să mergem la graveyard, băieți. Să ne întâlnim cu Undertaker. Nu cel din wrestling. Deci nu cel din wrestling, ci el, groparul. Ok. Uh-huh. Te putem ajuta cu ceva? Oh, înțeleg. Și să reparăm noi, îți reparăm noi lama. Sigur, sigur. Fix for free, fix for 5 copex. Ok, o să-i dăm for free pentru că suntem niște oameni de treabă, îl ajutăm pe moca cum ar veni. Avem o pâine care atârnă aici în jurul nostru, la naiva. Much better now, ok, ok. Mă bucur atunci. Wormy bone. Rotten and filled with worms. Do you have something like Plin de viermi. Oh my god. Bine, mersi frumos pentru verme, era să zic, pentru os. Haide, avem și găini pe aici pe care le putem bate cu ciocanul. Și acum să-l găsim pe băiatul nostru. Pe țăranul nostru, pe fermier. Au trecut două zile și nu mai știe nimic de fratele lui. Și speră să nu-și bea banii din nou. Iarna e aproape aici și are nevoie de mâncare. Reward. I look for him. Why not sell it? I look for him. Ok. Să ne dea bandana lui dacă o găsim. Ok, am înțeles. De unde să începem? Păi, am mâncat pâinea, deși nu trebuia să mănânc pâinea, dar e ok. Uite, avem și un câine aici pe care putem să îl petuim. Haide, câine, pet! Și copiii care se joacă aici frumos. Păi, o atmosferă foarte plăcută în jocul ăsta. Ciocanul e cu noi? E cu noi. Îl putem arunca, îl putem arunca. Hai să dăm un liv. Ia să vedem. Ce zic vrăjitoarele? Nu zic nimic, vrăjitoarele. Cioara, e corburelul. Știți pe corburelul, mă? Ei, corburile. Aulu, cum vorbește? Mersi, corbule. Tips. You have something, I have something for you. N-am nimic pentru el. Momentan îl lăsăm pe corburelul în pace. Și hai să procedem. Nu arată bine pentru mine? Lucrurile, ok. Unde se va duce Ivan acum? Ca să facă rost de să-l găsească pe fratele fermierului și să facă rost de banderola aia. Când va pleca? Sunday. The day of rest always. Ok, hai să vedem. Baba Yaga is watching.
Boys, cât îmi place, mă. Și ursitoarele ele ne fac destinul. Noi, prin ajutorul lor, ne scriem destinul cum ar veni. E super tare. Unbearable. Ia să vedem. Fight, din nou, băieți. Haide, cu melodia. Deci melodia pe fundal face toți banii, mă. N-am nicio treabă. Superb. Și intră numai în combat. Super șmecher. Deci joculețul ăsta, bravo băieții noștri. Încă o dată, bravo, tot respectul. Again. Haide. Ne-a dat bucata. Ne putem crafta arme noi, ne putem pune enchanturi pe ele. Putem face multe lucruri în joculețul ăsta care nu pare atât de complicat. Wow, ce e aici? Are you here to tell us of his death? Da? Exact. Talking about... Wait, are you not a bandit? No, nu sunt un bandit. I'm not a bandit. I'm not a bandit. And it sounds like your son is in trouble. Let me help you. Okay, I still have to. My son ran away after a quarrel. They wish to join a gang of bandits that wanders around these parts. Okay, sunt bandiți prin părțile astea. Tied him up and asked for 200 copecks. We're poor and barely managed to gather half of that. Înțeleg. Justice be done. Hai să-l ajutăm, mă, pe bietul camp. Ok, în bandit camp. Ia să vedem, harta se descoperă pe parcurs. Parcurs ce noi înaintăm în poveste. Albine! What the fuck? Mamă, e un mini boss aici. Și mai mulți aghiotanți de-ai lui. Damn, v-am zis că nu e chiar atât de simplu pe cât pare. Ne trage în țapă. Eu v-am zis, pare un joculeț foarte easy, dar nu prea e câteodată. Îți? Hai să omorăm sperietoarea de ciori. Îți? Hop. Ne-a băgat-o, ne-a tras-o în țapă again. Am dat în flori. Mai vine încă o albină mare. Ceea ce nu e foarte de bine. Am spart albinuța aia mică măcar. Ar trebui să scap de nenorocitul ăsta. Am dat pe lângă. Retrage-te, ciocanule. Bun. Și cu cât spargi albinele se transformă în mai multe. Până la un moment dat, bineînțeles. Nu știu exact ce e chestia asta. Asta, chiar nu știu exact ce e. Hop. Deci asta nu m-am combat ca să ascult melodiile, deci n-ai cum. Dă-i Ivane. I-a dat stun, bă. Hop, așa. Gata cu asta. Body parts. Am găsit părți din corp, bă. Aici ceva? Un cufăr. Ok, I understand. Nu știu cum o să ajung la el. Dar o să vedem exact cum funcționează toată treaba asta. Oh my god. Foarte greu, foarte al naibii de greu. Ia ciocanul meu. Ia ciocanul lui Ivan. Nu vă place ciocanul lui Ivan? Ar trebui să vă placă. Hăți, Johnule. Frumos. Vezi, mă simt ca și Thor, bă. Doar că sunt Ivan. Să vedem dacă îl găsim pe fiul fermierului. Iarăși, mă. Au, bandiții. Ei, bandida. Deci să îl troznim cu ciocanul. Vă dau și eu ciocanul meu, bandiților. Luați de aici, că n-aveți servici. Copex. Bun, aici e fundătură, se pare. Deci trebuie să ne întoarcem. Doamne, deci o să repet chestia asta până la finalul jocului. Melodiile sunt geniale. Îți dă o stare de bine, bă, n-ai cum să nu-ți placă. N-are cum. Bandiți, bandida. Hello, motherfucker. Hai să fugim un pic ca să le dau și eu ciocanul meu. Luați. Dar și ei vor să-mi dea ciocanul lor, așa că n-avem... Nu-mi dați ciocanul vostru, că nu-l vreau.
A ta? Veniți în raza ciocanului meu. Am dat cu toți în floarea soarelui. Ia de aici, că n-ai servici again. Super, asta e un usturoi. Asta e un garlic, da, usturoi. E ok. Arrowhead. Un cap de săgeată. Ce fac cu un cap de săgeată? Ok, nici pe aici nu găsim nimica. Am distrus bandiții, cum ar veni. Acum arăt că am trebuit să ne întoarcem pe unde am venit, pentru că sunt mai multe căi de acces aici. Ok, aici am fost, era închis. Mai putem vorbi ceva cu... Gata, ți-l găsim. Wait a moment numai. Bandidas! Hello! What? What are you doing in these parts, blacksmith? Fac ce vreau în părțile astea. Nu, nu mi-e... The boy, nu mi-e frică de bandiți. Tell me of the boy and I will spare you from my judgment. You seem like a solid match. Uh-huh. How about this? The boy is tied to the big oak tree where the river okay, înțeleg. I accept. I am no coward. If that is what it takes to free the boy, then so be it. Așa va fi. Hop, hop. Păi nu ne luptăm noi cu voi, ma? Ce facem aici? Credeți că ne e frică, ma? Bandidas. Hop, 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 hop. Ia de aici. Ia de aici și tu, prietene. Pa, pa. Mi-a părut bine de cunoștință. Bun, am terminat aici. Și hai să găsim copacul, bă. Oare putem să-i dăm informația asta acum? The bandits have been taken care of. He's tied to the oak tree at the bend of the river. Bless you, blacksmith. How can we make... No need. I simply did what any decent human would do. Still... Oh, și totuși ne-au dat 30 copecs. Ah, nice. Bă, în jocul ăsta cam trebuie să fiu un om bun, adică... Nu trebuie să iei decizii nasale, pentru că influențează, adică ar trebui să ne comportăm frumos cu toate personajele. Sunt curios ce fac cu body parts astea. Hop, 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 pa, 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 pa. Ia mă, și tu de aici, albinuțo. Iar este o fundătură aici, iarăși din nou, again. Acum. Aici. A murit în prima, deci trebuie să spargă ălea în preajma lor și vor muri din prima, am înțeles. Interesant. Acolo era și aici o fundătură. Stai, ce? Golden. Un dinte de aur. Ok, am luat un dinte de aur de la banditul ăla. Destul de interesant. Mai avem ceva prin partea asta, bănuiesc, pentru că am intrat într-o fundătură. Și nu l-am găsit pe fratele... Oh my god, again. Nu l-am găsit pe fratele fermierului, bă. Oh my god, ce dă ăsta în noi, bă. Și ciocanul nostru n-a ajuns până la el. E ok. Îți dau și eu ciocanul meu. Ia uite ce breakdance băgăm aici. Breakdance tradițional. Pa, pa, te-am rupt. Vrăjitoare, nu era vrăjitoare. Era o sperietoare, bănuiesc. Urcedem înainte, băieți. Pe căluți. Bă, ar fi șmecher ca Ivan să aibă și un cal. Nu credeți, mă. Ivan fără cal nu prea merge. Dar n-are decât o mână. Și n-ar putea cârmui calul, cum îmi place mie să zic. Body parts. Ok. What the fuck? Am terminat și aici, mă. Atunci n-avem ce face. Îi dăm înainte pe partea asta, la altă. Mergem prin stânga. Dacă mai avem vreun drum prin stânga. Pentru că n-am dat de fratele Ferrarului. Ah, ok, mai erau niște copex pe acolo. Ok, și ceva îmi scapă în momentul ăsta, pentru că mă pot culca sau ce? Nu mai pot face nimic aici, trebuie să găsim o cale de ieșire din tot labirintul ăsta. Un drum pe care nu l-am explorat sau ceva de genul ar trebui să găsim. Wait a moment. Aici e fundătura, ok. Aici în jos este fundătură din nou, dacă nu mă înșel. Bun. N-avem pe unde să ieșim. Așa că ne mai rămâne să mergem decât în sus. Bun. Ne-am întors din nou la părința și băiatului. Aici este blocat, ok.
Putem să mai facem ceva? Cu plăcere, cu plăcere, omule. Ok, aici am rezolvat situația cu Bandidas. Putem pe undeva să mergem înainte sau ceva? Nu putem, nu putem. Aici ar fi o limbă de ceva pe hartă. Da, ne puteam băga aici. Dar cam atât. Și singura opțiune care ne-a mai rămas ar fi să mergem înapoi în direcția asta. Pentru că altfel nu... altă direcție n-aș mai vedea. Uite, ne-a mai scăpat ceva pe aici. Și un golden tooth, un dinte de aur. Bun. Hai să mergem aici și după aia urcăm în sus dacă e vreo problemă. Blocat, blocat, blocat. Deci practic ne-a mai rămas decât direcția asta. O abordăm. Ia să vedem. Bă, dar aici cum pot ajunge și eu acum? Da, asta nu se... Ah, ia stai. Aha, aha, aha. Aha, aha, da. Dar cum ajung acolo? A, uite mă, în direcția asta, aici n-am mai văzut. Uite-l, ia să vedem. Am putea? Ok, hai să o luăm ca să ne apărăm. O să craftăm ceva cu ea, sigur. Uite-l pe fratele fermierului, mai mult ca sigur. Da, 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 Farmer Brothers. Cred că e îngrijorat pentru tine. Mai mult ca sigur. Dar chiar cum ai ajuns legat acolo? Oh, ai vândut tot? Ok, da, și l-au încercuit bandiții și au furat tot ce au avut. Nu te las, mă. Stay here. Anite. Hai să-i dăm drumul. Hai să-i dăm drumul. Ivan. Mi-e place să zic Ivan, chiar dacă îl cheamă Ivan. Perfect, ok, du-te. Go together. Worry not. Go together. Well then, come help me. Oh, why, dearest blacksmith, I would gladly assist you. Ah, serious? Alas, I'm not much of a fighter. Ah, ok. My weapons are my words. Worry not. Leave it all to me. You should find about a good luck. Merci, merci. Hai să mergem înainte. Deci aici putem ieși pe aici, putem pleca acum după cât îmi dai eu seama că avem acolo un target. Dar hai să vedem ce se mai ascunde și pe aici, mă. Un lanț. Ok, I take. What? Am scos... Asta e foarte tare când scoți Nicovala din spate. What? Stai ce, folosim cu... Oh, it's... Ah, înțeleg. Super tare, super tare. Deja jocul s-a transformat în God of War. Fight, pillage, you stole. Ce facem, luptăm, mă? Îi cerem bani, hai să-i cerem bani. Oh, really? Let's get him. Ok, da, deci e clară situația, nu i-a convenit că i-am cerut bani. Oricum trebuia să ne luptăm cu el. Așa că, let's fight, boys. Ia uite, hâț, hâț, hâț. Cât de șmecheră e asta, mă? Cât de șmecheră e asta? Băieții tăi au cam pierdut și mi-au dat o furculiță. Ok, tu nu? Tu nu servești lupta, prietene. Ia uite, hâț. Te-am bătut rău, sincer. Vino aici. Gata, mă, l-am bătut și pe El Grande Șerif. Îi spargem și cufărul aici. Luăm bănucii, bănucii. Johnule, cât avem? 220 de bănuți. Ceea ce este destul de fain. Ia să vedem, ne întoarcem să-i luăm, mă, și pe ceilalți care erau aici sus. Pentru că, virgulă, cred că sunt destul de multicei acolo în cufărul ăla. Sper să nu merg foarte... Ba, da, am cam mers la naiba, la Dracula Meren, cum era vorba aia foarte faină din popor. Vreau să iau și bănucii aia, pentru că sunt buni, uite-i numai. Ia uite-i, ia uite-i. Și pâine, bă, și pâine, și un Golden Digger. What? Asta ce e? Spring Water, magic item, ok? Și un Golden Digger. You do more damage when you have more money. Oh, deci cu cât avem mai mulți bani, dăm mai mult damage. Ok, da, haideți să-l și Ram School. Ah, când dăm dodge vom împinge inamicii înainte. Ok, hai să echipăm cuțitul. Stai să vedem unde l-am echipat. Am înțeles, ca și talisman l-am echipat. Hai să echipăm și dodge ramul. Bun, perfect. Foarte fain. Și acum cum ieșim și noi de aici? Rogu-te să-mi explici. A,
Nu știu cât de înțelept a fost ce am făcut, pentru că nu știu dacă mai putem ieși sau putem. Doar că trebuie să ne prindem de ceva din decor. Super șmecher. Deci avem și itemuri aici. Pe bine. Să băguie jocul, mă. Cred că s-a băguit jocul. Să băguise puțin jocul acolo. Dar e ok. Hai să plecăm și noi de aici. Leave. Gata. Și ia hai mă să vedem ce putem crafta și noi aici. Craft. Bun, putem face un ciocan, că le dăm și noi ciocanul nostru și un un tool din ăla de tras să ne tragem. Avem iron ore, a deadly metal, și bronze ore, un light metal. Îl facem din bronz, mă? Hai să-l facem din bronz, selectăm aici. A, dar n-avem niciun adaos, mă, n-avem nimic, mă. Păi păstrăm ciocanul ăsta dacă n-avem niciun adaos sau ceva, la naiba, leave. Uite-o pâinică. Era bread pâine. Travel. Yep. I'll take a short trip to the village. Mergem înapoi în village, băieți, în village, ca să ducem înapoi tot ce aveam de dus. Ia uite numai, s-a întors Ivan acasă, băieți, sunteți fericiți? Sper că sunteți. Hai să-i spunem fermierului că i-am găsit fratele. Îmi pare rău că trebuie să auzi că a fost jefuit, dar e safe acum. Ok. Să-i dăm bani, bă, trebuie să-i dăm 100, mă, are nevoie să fim băie. Da, hai să-i dăm banii. Puteam să-l mințim, dar, da. Mersi că mi-ai dat bandana, băietul. Băietule, hai să mergem să-i le ducem înapoi lui Baba. Dacă am trebuit să-i ducem înapoi lui Baba. Uite, pe Popa, bă. E, sper că nu e ăla. Cum îl cheamam pe ăla de era cu copiii, doamne, feri. Da, le-am. Ia, băi. I have them. Both of them. I am ready to go to Baba Yaga. Then go to the forest to find Baba Yaga. Okay, o să mergem în pădure să o găsim pe Baba Yaga. She asks, as she knows travel well, my. O să călătoresc. Okay. Da, o să-mi găsesc și o femeie, mama e. Mulțumesc frumos, ești foarte de treabă. Aici avem destule lucruri pe care le putem cumpăra de la vânzătorul nostru ambulant. Aici este casa mea, o casă destul de faină, mă băieți. Ia uite ce avem noi aici. Oh, și avem, oh, ce avem aici? Interact. Wait a moment, or. Ok, poate ne va ajuta orul ăsta. Gold or, silver or. Și încă ceva, doar că nu știu exact ce era acolo. Și a cartwheel. Ok, și stai puțin, ce facem din ea? Dar avea aici. De ce ai mai scos-o din spate? Ah, ne-am făcut scut, mă, băieți. Nice, nice. A, și cu shift-ul, da, 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 super tare. Super tare. Da, mă, băieți, oprim episodul de astăzi aici. Sper că vă place și vouă, o să continui cu jocul, pentru că e genital. Cred că o să-l mai joc pe live stream-uri. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să-mi spuneți în secțiunea de comentarii și să dați și voi acolo un like. Eu am fost Dracu și până data viitoare vă salut pe toți, salut toată haita. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un click pe butonul de like și nu în ultimul rând aș dori să le mulțumesc acestor minunați oameni ce ne susțin comunitatea. Dacă vrei să ajungi și tu comunitatea, ai linkul de donații în descrierea clipului, orice sumă este binevenită, iar toți banii vor fi investiți în piese noi pentru PC. Eu am fost Draco și până data viitoare ne auzim, salut toată haita!